Bună dimineața! Elevii care susțin bacul în cea de-a doua sesiune mai au de trecut un hop. De ce spun acest lucru? Pentru că s-au terminat probele scrise săptămâna trecută și iată au început competențele orale, iar cei care vin astăzi din centrele de examinare trebuie să susțină proba orală la limba și literatura română. Candidații au intrat în săli în jurul orei 9 și, atenție, intră în funcție de programările făcute de centrele de examinare. Abia au intrat câțiva elevi. Sigur că spun că au emoții, însă vor fi nevoiți să extragă un subiect și să vorbească în jurul acestuia aproximativ 20 de minute. După această probă la limba și literatura română, mâine urmează proba la limba maternă, urmată de competențele digitale care vor avea loc miercuri și vineri competențele la o limbă străină. Primele rezultate vor fi afișate abia pe 1 septembrie până în ora 12, iar apoi până la ora 16 candidații vor putea depune contestații, urmând ca rezultatele finale să fie vizibile abia pe 6 septembrie. Mulțumesc foarte mult!